Campania de primire pentru cererile de sprijin pe suprafață se apropie de final. Desfășurată în perioada 1 martie-15 mai, această campanie vine ca un ajutor pentru fermierii care doresc să beneficieze de sprijinul financiar pe suprafață. Până la această dată, agricultorii au fost îndrumați să depună acele cereri de sprijin la sediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Așa cum spuneam, suntem în ultimele zile ale campaniei de primire pentru cererile de sprijin pe suprafață. Această campanie a început la 1 martie și se derulează până la 15 mai. Mă refer la primirea cererilor fără penalități. După data de 15 mai și până pe data de 9 iunie, fermierii care au întârziat vor fi primiți, dar cu penalități de 1% pentru fiecare zi lucrătoare. În dezavantaj vor fi acei fermieri care au întârziat cu depunerea acestor cereri din cauza că nu vor mai fi luate în calcul pentru plata pe anul acesta. Aș vrea să subliniez acest lucru ca să fie foarte clar pentru toți fermierii care sunt în întârziere. Până la acest moment am primit 21.926 de cereri pentru o suprafață de 74.317 hectare. În județul Dâmbovița sunt aproximativ 30.000 de fermieri către care s-au trimis invitații. Invitații în care au fost menționate atât data, ora, locul în care trebuie să se prezinte persoana cu care va sta de vorbă. Considerăm că fermierii au avut toate informațiile necesare pentru a depune cererile în timp util și în condiții cât mai facile și favorabile dumnealor. De asemenea, și campania pentru crescătorii de ovine și caprine a ajuns la stadiul final. Reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură au constatat că numărul cererilor de sprijin pentru suprafață este mai mare comparativ cu anul 2012. Am primit mai multe cereri decât anul trecut. În 2012 am avut 412 cereri de la crescători, iar anul acesta am primit 503 cereri, care au totalizat un efectiv de 53.917 animale. Această campanie s-a încheiat în ultima zi a lunii aprilie, pe 30 aprilie.